roata asta că se învârte tare. Lumea care te aplaudă în picioare, acul roții că se oprește la mașină, noi că-ți dăm până și banii de benzină. Inima-și cere să încerc să visezi, roata se învârte, poți să te distrezi, visele tare se împlinesc așa. E șansa ta, dă-mi vina pe ea. Vă așteaptă un spectacol de premii, pentru că noi aici jucăm, nu ne jucăm, cum face Ana Maria Barnoschi, în fiecare săptămână. Cu ce mă joc eu? E, cu ce te joci tu? Pe mine mă trebuie, te și tu puțin. Ai adus toate mașinuțele, toți roboții, tractorașe, pistolașe. Dar ce e, dragă, aici? Locul de joacă canal de... Astea nu sunt jucării, bursucule, sunt viitorul. Vreau să robotizez totul. Hai, lasă, dar la ce ne trebuie, mă? De ce avem noi nevoie să robotizez tu totul? În primul rând, este mult mai ușor cu roboți. Atunci când ai angajați, oamenii ăștia sunt mofturoși, au pretenții salariale, concedii medicale, vor pauze de masă. Roboții le dai task-uri și le rezolvă. Maxim le încarci o baterie alea. Aha. A, și cel mai important lucru pentru care ți-am adus acești roboți aici este că vreau să plec în spațiu și vreau să las totul în ordine în locul meu. Auzi, dar mi-a venit o idee. Mai bine dăm noi un casting, că e mai simplu, și găsim o altă prezentatoare în locul tău, care, culmea, să facă și mai bine ce ai tu de făcut. Crede-mă că este aproape imposibil ce-mi cer tu. A, da. Deci pe mine chiar nu mă poate înlocui oricine. A, da. E greu, rău ce faci tu, ia. E complicat. Auzi, da. Trecând peste asta, roboții ăștia ce fac? Ia, fă-le o descriere. Hai, vrei să ți-l arăt pe cel mai deștept? Ia. Uite, stai să ți-l arăt. Ia, arată. Ăsta este Mitică. Este un băiat super de treabă, care are piulița mare. Băi! Iar încep! Monida, am început bine! Piulița e echivalentul sufletului! Taci din gură, că cine știe ce prostii mai mare, auzi? Adică cum avem noi sufletul mare, din gură. El are piulița mare! Măi, vezi de treabă! Ia fă tu un pas mare către panul, lasă-l pe Mitică! Lasă-l pe Mitică! Fă tu un pas mare către panou să începem noi emisiunea, că cine știe ce prostii mai spui. Și noi nici n-am început bine, pentru că abia acum începem o super emisiune. Avem de dat premii, o grămadă, o vitrină plină de produse electronice și electrocasnice, o mașină nouă-nouță și 10.000 de roni cash. Dragii mei, să cunoaștem concurenții, să înceapă roata! Bună, Madalina! Bună! Bine ai venit pe la noi! Bine v-am găsit! Cu ce te ocupi? Sunt studentă. În anul... 1 la master. Ce învățăm? Analiză financiară. E bine, că la noi în emisiune se potrivește. Adun frumos punctele, vezi care... Vezi, băi, Ana! Fată de treabă! Se ocupă de o meserie serioasă, nu... Vrei tu să te duci în spațiu? Da. A. Tu cu d-astea toată săptămâna. Astea sunt viitor, bursucule. Că? De 3 ori. Madalina, singură? Nu. Nu, aici? E singură? Nu. A, cu cine ești? Sunt cu o prietenă. Unde e prietena? E în spate. A, mai bine, că oricum nu intră oricine aici la noi.
Dă-o pe asta, că noi n-am vrut să intre fata să ferească cât mai bine. Noi am început să ocrotim oamenii, știi? Pentru că ei nasc cu Ana și după ce că ea a plecat sus pe Marte și acolo poate, preferăm ca oamenii să fie safe. Ce ți-ai dorit să câștigi în această seară de la noi? O mașină. Am eu mai multe. Bă, eram sigur că zice ceva! Așteptam să zică despălat, de cusut, de... Acum așa găsim mașinuțe prin platou. Mădărina, multă baftă! Mulțumesc frumos! Mergem mai departe, în colțul din stânga, unde dăm de George. Salut! Vii din... Buzău. Aproape de București. A început să ningă pe la voi. Da, de ieri. Nasol, da, s-a oprit azi dimineață. Singur? Cu soția. E aici? E undeva în spate. Da, la fel. La fel. N-are rost. Oricine intră. Să... Și cu fetița. Și cu fetița, bineînțeles. Bravo. Câți ani are fetița? 6 ani. Da, aveai păr când s-a născut. Aveai... Altă viață, da. Nu erai alb în barbă. Altă viață, da. Vezi? 6 ani din viața ta l-au transformat pe tati Moș Crăciun. Ce ți-ai dorit să câștigi în această seară de la noi? La fel, o mașină. O mașină. Da. Anu, că are 3-4 ani. Una roșie și una albă. Cu ce te ocupi? Sunt operator la surse de apă potabilă. Ah, deci dacă ți se arde sursa, Ana... Mie nu. Nu se arde? El are nume de american. Cum adică are nume de... Așa, american? George. George Bush. Ar putea să fie robot, să-l trimiți și pe el în spațiu. George, baftă! Mulțumesc! Dragii mei, în această seară, este o seară grea, atenție mare, câștigă premii cu fiță, nu-s roboți cu piuliță, sunt Iancu Sterp și Culiță! Rata este plină, Culiță și Iancu vin după mașină, pe taxi și premii o să obțină, dar n-avem nicio vină. Rata este plină, Culiță și Iancu vin după mașină, pe taxi și premii o să obțină, dar n-avem nicio vină. Doamnă Jolor, în această seară, ca în fiecare seară de duminică, alături de noi, Hotplay și Iulia Dumitrache! Vreau să ia de mine. Vreau să bată cu mine. Vii de la antrenament sau acum te-ai lăsat după ce... Nu, n-am mai fost cam răcit acum. De drum la 3-2. Săracu. Cât s-a chinuit. S-a... Dar pentru cine n-a văzut? Acum, cu 3-2, 4-2, 5-2 am învățat și eu coduri. Nu te bați oricum. Nu. No. Trebuie să învățăm că nu iau ăștia la bătaie pe la cântări, pe la alea trebuie să... Doar îi spun, 3-2 e aici, 4-2 e aici. A, așa se bate ăștia. Da. Cine 5-3, 5-3? Și 4-2-3-1, a, nu aia e de la fotbal. Da, 3-2, 3-2 de bază, 3-2 schema. 3-2 de ce bază. Înseamnă 3-2 la bărbie? 3-2, zi exact cum se, zi exact cum bine, 3-2 cum normal înseamnă da? Roșeu de stânga și direct de dreapta. Dar da. Pentru noi mai înseamnă și... A, ok. Spune la televizor. Da, 3-2, 3-2, de ce? 2, 6, a, numai 6 vine ăla. E 3-2, vine bărbatul. Vezi, bărțucule, că s-au robotizat și doar tu ai rămas. Hello. E tot cățelul de data trecută? Da. Da. Vai, i-a schimbat bateriile. Doamne și domnilor, Iancu și Culiță au venit să lupte în această seară pentru familia Petrescu. Așa că haideți lângă mine să le vedem filmulețul împreună. Mă numesc Petrescu și...
Bunica pentru mine înseamnă un lucru foarte minunat, pentru că ea m-a dus la școală, m-a crescut de mic. O iubesc foarte mult pe bunica. Familia Petrescu este beneficiară a programelor sociale ale Asociației FEDE pe protagoniști în educație. Nu uitați că dacă doriți să-i susțineți financiar, puteți trimite un SMS la numărul 8844 cu textul ajut. Astfel veți dona 2 euro lunar și veți oferi copiilor incluși în programele Asociației șansa la un viitor mai bun. Vă mulțumim pentru asta, nu uitați să donați. Și o să spunem bună seara, doamna Ștefana. Bună seara. Ce faceți, doamnă? Sunteți emoționată? Da. Doamna Ștefana, fără emoții, pentru că în această seară v-am adus doi frați campioni. Unul la kickbox de ăsta, la MMA, la ea, bă, tu, doamnă, ce să mai ia, zăpăcit. Și ăsta, la alt, e campion în trending. Cum scoate o piesă, cum plânge Jador. Felicitări. No. Culiță și Ancu, dacă vreți să schimbați câteva vorbe cu doamna Ștefana și cu David, ei vă aud. Bună ziua, doamna Ștefana. Bună. Ce face băiatul? Spune-mă mai ceva. Cam ce-și dorește el astăzi, ca aia o să câștigăm. Dacă nu o să o furăm pe urmă. Da. Dacă nu putem să câștigăm ce doriți dumneavoastră astăzi, ne descurcăm, că de-aia l-am luat pe Iancu. Aplicăm forța pumnului 3-2. Normal. Mulțumim frumos. Doamna Ștefana, dacă ar fi să ne alegem repede două produse din vitrină, care ar fi acele? Combina frigoriferică. Bun. Și aragaz. Combina frigorifică și aragaz. Culiță, Iancu, vă doresc multă baftă, doamna Ștefana, David, vă țin pumnii strângi. Mulțumim. La fel și pentru George și Mădălina. Sunteți gata? Da. Nu mai pierdem timp, să vorbim mult, vorbă multă sărăcie omului. Dăm bătaie. Iar la noi aici e vorba de bogă... Ție! Ia uite, bă, l-ai găsit altă rimă! Să înceapă roata norocului, runda întâi! Iancu, Culiță, unul dintre voi va trebui să înceapă runda întâi. Care este acela? Îl las pe el, că e mai mic. Perfect. Mi-e frică. George, Iancu, nu știe, nu se descurcă, Mădălina. Vă dau un puzzle de departajare. Puzzle-ul din runda întâi, iată-l. Avem și un domeniu. Direct domeniul. De pe Marte vine domeniul. Domeniul este film. Trebuie să-i umbli un pic la baterii. Ăsta mic a rămas înțepenit, e. Nu se mai mișcă de 4 minute. Trebuie să-i umbli un pic. Auzi, dacă îmi pleci, îl iei și pe el în spațiu, nu? Adică scap și de căcărezian. Nu, am altul pe care îl iau cu mine. Ăsta ți-l las ție, să păzească aici. Știi, bă, poți să-l iei cu tine. Cum adică ai altul pe care îl iei cu tine? Uite, ăsta l-alt îl iau cu mine. Ți-am spus că vreau să robotizez totul, plus că e mult mai simplu cu ăsta, că nu mă trezește că vrea să-l scot afară la treaba 1 și 2. Ce-ar fi să mă vezi dimineața că mă trezesc și plec pe acolo, pe Marte, bla bla. A, ăsta nu face, nu mănâncă, nu... Nu? Mai zi o dată. N-are așa mare nevoie, are nevoie de baterie, ți-am spus. Am înțeles, dă-mi domeniu, te rog. Film. Film. George, Iancu, Mădălina, vor apărea litere aleatorii, una câte una. În momentul în care vă dați seama de răspuns, aveți un buton în partea dreapta voastră. De panică. George... E la îndemână. Da, asta vreau să zic. Mădălina, fix în centru, ai butonul. Da. Am apăsat pe buton, îi blocăm pe ceilalți doi, îmi dați răspunsul corect, vă dau 1500 de puncte. Sunteți gata? Film este domeniul. George, Iancu, Mădălina, doar cu voi mă joc. Start! Film. 1500 de puncte. George, Iancu, Mădălina, ne concentrăm. Și stop! Iancu. Transformers. Transformers. Ai avut mult de... Ai, nu mai vedeam bine la 3-2. Iancule, ai luat 1500 de puncte, iată puzzle-ul din runda întâi.
Avem și un domeniu, Ana, te rog. Domeniul este cu minte. Auzi, da, tu nu vrei să înveți să vorbești ca un robot? Sau tu o să fii normal acolo? Nu, eu o să fiu normală. A, te ca duci și tu? Aici, eu sunt anormală și voi sunteți normali. Nu mă duc în spațiu să fiu eu ca ei. Mă duc să vorbesc cum vorbesc aici. Aha. Deci domeniul era? Domeniul este cu minte. Bă, primul domeniu care nu ți se potrivește de niciun fel. N-ai nicio treabă, bă. Deci, bă, e... Doamne ferește. Deci, măi, bursucule, chiar sunt cu minte. Mereu mi-am făcut de treabă și nu te-am deranjat cu nimic. Aproape nimic. Eu cred că tu lucrezi la altă emisiune sau ai o altă părere despre tine. Culiță, 1500 de puncte. Dăm pentru prima oară de rată în această seară în sensul ăsta. Cât poți tu de tare? Un. Mare drag. Hai, lasă-l pe Iancu, că am glumit. Chiar mă gândeam că era deci, fătura mea. Nu, dar l-am văzut, bă, imediat. Imediat, pac, s-a plecat, dar bineînțeles. Acum eu fac treaba ușoară. Iancule, hai, tată, că tu ai făcut treaba grea. Tu dai de rată 3 și... Eu nu vă să citesc. Stai o tură. Scrie George. Am crezut că e Jokerul. Hai. Stai o tură încă. George, că 300 de puncte. Consoană. Consoana C de la Constantin. Este. Hai. Și încă 300 pentru încă o consoană. Consoana M de la mașină. Este! Hai! E foarte bine! Erai la început, doar 600 de puncte au zburat, nu-i nimic. Mergem la Mădălina. Dacă te încurcă dezinfectantul, da. Hop! Lasă-l, hai. Lasă-l. Mamma mia, here I go again. How can I resist it? Bravo, Madalina! Excelent început! Madalina, ce mână de fier ai! Excepțional, bă, cum ai dat cu tot sufletul! Și să vezi acum ce ne mai distrăm. Ai trei plicuri? 1, 2 sau 3? Avem pedepse cosmice. Mamă! Mai bine cosmetice. E, s-ar putea să iei o surpriză, că avem și de-alea. Zi! 2. Asta e, că aia de ne place nouă. 3, 2, 2. Mimează semnele de circulație pe care le ai pe bilete. Te rugăm. Mergi către Ana. Hot play, 3, 2, 1 și... A, eu m-am prins! Și eu la fel. Da. Nu e mare lucru să te da. Prins. Atenție, căprioare! Asta cred că era. Atenție! Căprioare! Ia, mai arată o dată? Nu, nu semnul, arată... Eu cred că e Hora Unirii. A, da, da, bun, 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 bun. Sau teren de nivelat. Atenție, groapă! Nu, nu e Hora, e Hora. Nu e nici... E Hora ceva acum. Nu e... A, trecere de pietoni. Nu, e stop, nu e păie. Hai de mine. Ce, ce, ce? Ăla era. Ce era? Sens giratoriu. Sens giratoriu. Da, sens giratoriu. Incredibil, nu m-aș fi gândit nicio secundă. Bravo, Mădălina, treci la următorul. Aoleu. Oh,
vals vienez. 1, 2, 3, 1, 2... Nu e, nu. Stai să nu ieși din platou. A pe jos. E ceva pe jos. E, e... un bărbat la volan, sigur, se uită da. După... A, da, ia uite o gacică. Ia uite încă o gacică. Te dai indicii. Da, da, da. E șantier în lucru. Nu, nu, e ceva... Nu e. E un parc și merge pe apă, nu? O... A, pe apă, George, da? George, te-ai prins? Da. Ce e? Denivelări. Denivelări? Incredibil, George, băi, ești foarte tare. Bravo, băi, nu, nu mă așteptam la asta. Te descurci minunat. Excelent. Ia, Mădălina, ultimul. Șahmat. Ai permis? Da. Ai permis? Da. Atunci ghicește semnul. Să-i drumul. El știu. A. El știu. Nu știu cum să-l mimez pe Cică el. Că eu știu semnul ăsta, am călcat doi oameni pe el, dar e ok. Nu s-a întâmplat nimic. Dă-l pe filipinezul ăla mic ce dansează. Îmi place câinele, muzica. Mimează câinele, el mimează. Hai că, da, vorba lui Culiță, mimează mai mult câinele. Da, bă, ce-i mă acolo? Hai să dăm drumul la 3-2 la asta, hai. Jur. Șoferul orb! Ești nevăzător? Ești nevăzător, bursucule. Șofer orb. Ți-ar orbi de râs. Ia mimează-mă tu asta! Așa greu. Hai! Șofer orb! Hai de la dacă ți arde de pistol. A zis șofer orb? A zis șofer orb? A zis șofer orb? Da! Uite-mă, băiat, deștept acolo! Ce e, mă? Ia uite! Ce e? Tunel! Tunel, băi! Tunel, bravo! Ah, bun! Tunel, vezi, mă? Păi cum să vivezi, bă, tunel altfel, băi? Bursucule, tu prin tunel mergi cu ochii închiși, că oricum e întuneric, nu? Bravo, Mădălina! Aplauze pentru Mădălina! Bravo! Hai, dă-i de rată! Poate mai piși pe vreo pedeapsă, hai! Asta e, aici e perfect! Pregătește plicurile! Zi! B de la Bianca. B de la Bianca. Bine! Hai, dă-i de rată! Trecute de puncte, acu albastru este al tău. Bun. N de la noroc. Bine, hai! Hai că e bine, începem să adunăm! Mașină! Mașinuță. O consoană ridicăm plăcuța, dacă adunăm trei plăcuțe și tu îmi dai soluția. Da, pomă. Hop. 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 Zi. S. S de la sâmbure. Sâmbure. Nu e S, nu e. Poate e data viitoare. Culiță, e rândul tău. Tare. Bursucule, aveți 1500 de puncte. Pe ce, pe roată? Da. Dar bineînțeles. Bun. Dă-i. Deci și. Hai. Hai. Mers roata asta ca vizualizările tale, bă, băiatule. Deci când îi dai frumos,
Cred că așa pleacă 100, 200 de mii, 300 de mii, 400 de mii. Joker, consoană și avem dublă șansă în această rundă. D, de la Danemarca. Bagă Daniela, că tot e nevastă Daniela, ta, bravo, că te se ceartă, ceartă. D de la Daniela, Daniela, a spus, da! În cazul în care greșim o dată, dăm o consoană greșită, dăm un faliment, dăm o, în afară de pedeapsă, vă scapă de orice. Ah, super! Hai! Pe bine! Dăm de la el. Avem 1500 de puncte. Hai să vedem. Eu vara nu dorm, nu am somn, zori zilei mă plimb, tot pe plajă mă plimb, pentru că vara nu dorm. Mamă, ce mână are, băi, băiatule! Dar ce mână aveți, bună, domnul, nu? Culiță! O treime din acest autoturism, consoană. Păi eu nu, mai bine iau sfertul din mașină, că mai am un sfert, mai am 3 sferturi acasă și o fac. Combine. Stai liniștit că îți dau portbagajul, ce sunt fraier, să umbli la motor. A, ok. Hai. F de la Florin. Oh! Ai buctat. Avem buctat. Joker, mi-l dați acum sau îl păstrăm pentru mai târziu? Bă, ce ziceam, cu zic să-l păstrăm. Îl păstrăm, la, îl păstrăm că vin vremuri grele, că vezi tu ce anunț oamenii. Da, singurii care s-au bucurat în momentul ăsta că tu ai greșit au fost Hotplay și Ilia Dumitrache. Da. Da, pentru că ei, ca să mă înțelegi, niciodată n-au apucat să cânte atât de mult când de cineva de la. Adică, practic, concurenții când au dorat de la ce și ei sunt la 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 la. Și acum, în momentul în care tu ai dat dorată, erau de mara, nu dorm. Bă, trebuie să știi toată piesa, ești nebun? Nu am somn. Cum era, bă, refrenul, băi? Iulia, care era, caută repede, băi, băiatule, versurile. George, dă-i de rată, hai. Mașină! La fix a venit piesa asta de la Iulia. Bă, la fix! Uite, eu, în momentul în care roata se învârtea și Iulia a început să cânte, m-am gândit la tine. Încă o dată. O piesă cu o dedicație. Dacă tot vrei să te duci pe Marte, vezi ce frumos? Da, să ții și roboții ăștia cu tine. Da, să faci curat în urma ta. Iei tot. Bă, ții tot și de la garderobă, tot. Nu lași nimic. Te duci. Doamne, ce în sfârșit. Da, greu ți-au venit ideile astea. După 7 ani, mă, fătiță, bă, să dai tu ideea asta, să pleci, să mă părăsi. Doamne, ajută. Ce-și gura ta. Dă-mi o consoană, George. L de la Libelula. Nu. L de la Libertate. Adică ce vrei, mă, zbursucule, tu să spui cu asta? Ia stai așa puțin. Ia uite, ia uite. Ce, despre ce libertate vorbești? Ai fost închis, doamne, sau ce? Doamne, doamne, dacă ți-a luat să pleci. Da. Stai puțin, că mai stai mult? M-am enervat. Mai stai mult? Adică câtă treabă mai ai pe aici? Uite, eu robotul ăsta pe care l-am, te poate înlocui pe tine. Ce mare scofală faci? Stai aici și zici să înceapă runda a doua. Cum să mă înlocuiască, mă, pui un robot, mă? Păi tu crezi că uite, eu nu plec nicăieri. Să înceapă runda a doua. Să înceapă runda a doua. Vezi? Mare brânză. Mitică. Dacă nu încetești și nu pleci de aici, pleznesc pe Mitică de sare pe ulița. Dar nu știe să imite tunelul. Nu știe să imite tunelul, robot. Bravo, bravo. Hai. Auzi, bursucule, poate vrei să chem protecția robotului ca să fac o sesizare. Cum să mi-l pleznești pe Mitică?
Haide, haide, du-te. Au inventat ăștia și protecția robotului. Păi normal, cum e protecția copilului? Asta e pentru roboți agresați. Aplauze pentru George! Băi, Georgica, bă, cum ai dat tu cu L-ul ăsta? Bravo! Hai, dă-i de rată! Sau dă-i! Oh, Julia! Oh, Julia! Ce? R- 200 de puncte, George, consoană! R de la roată, robot. Ia uite, bogăție! George, avem 1100 de puncte, mă dă la 100 de euro să mergi puțin mai stânga ta și tu cu liță mai stânga, perfect. 1100 de puncte, putem cumpăra o vocală să ne ajutăm sau dăm de rată? Dăm de rată. Hai! Da, mamă, sunt beată, pentru că altfel nu îl pot uita. Wow! George, 1000 de puncte. Dacă îmi dai o consoană bună care să se repete de mai multe ori, ne putem îmbogăți. Consoana este... Consoana P de la... Pensulă. Pensulă. Bun! Bun, sunt 1000 de puncte. 2100. Ce facem acum? Dăm de rată. Hai, vezi să nu dai faliment. De puncte, consoană. Consoana G de la George. 2600 de puncte. Cumpărăm vocala A. De la Ana. Ana. 2100 de puncte. Soția e cu pumnii strânși, copilul are emoții. Da, dăm de roată. Iar tu dai de roată, hai. Sufăr de insomnii, dacă nu vii. Consoana T de la tabără. Bun! 2700 de puncte, George, și o treime din acest autoturism. Cumpărăm o vocală sau dăm de rată? Da, cumpărăm vocala I. Cu minte este domeniul. 2200 de puncte și o treime din acest autoturism. Cumpărăm o vocală. E. E de la elefant. Dăm soluția? O singură dată, tare, clar și corect, George, pentru 2200 de puncte și o treime din acest autoturism. Zi! Robotul de bucătărie nu umblă prin galaxie. Bun. Umblă! Ai spus? Asta am luat. Umblă. Umblă. Robotul de bucătărie nu umblă. Umblă. Prin galaxie, poate fi altceva acolo sau nu. 2200 de puncte și o treime din acest autoturism, da sau nu? Este George! Da! George, ia-ne tot 2200 de puncte, o treime din acest autoturism, mai luăm două plăcuțe, luăm și mașina, luăm și baliza, copilul-i fericit și plecăm acasă, hai la vitrină! Doamne, să luăm runda întâi, câștigată de George, 2200 de puncte, ia zi, Georgica, ce ne alegem? Televizorul. Un televizor, 2000 de puncte. Și blenderul. 200 de puncte de la Albatros. Plus,
o treime din acest autoturism. Bineînțeles. Bravo, George, fugi de la locul tău! Iar noi, doamnelor și domnilor, mergem mai departe în runda a doua! Pentru că în prima rundă de departajare Iancu a răspuns corect, mă voi juca cu George și Mădălina. Atenție, puzzle-ul pentru runda a doua de departajare. Iată-l! Avem și un domeniu, Ana, te rog. Domeniul este studii. Auzi? Cred că abia acum m-am prins. De ce ți-ai făcut tu antenele alea în cap așa? Ce se-a... Ca să prind mai bine semnalul în spațiu. Eu cred că de la atâta răsfăț și de la cât te-am pupat cu toții pe aici și te-am răsfățat, ți-au crescut două cornițe și le-ai pus tu așa cu păr și ai zis să nu se vadă cornițele, nu? Nu? Nu mai, bursucule, eu comunic prin astea. Ok. Hai să ne imaginăm acum dacă... Așa, dacă ești tu în spațiu și n-ai semnal, cum comunici tu cu mine dacă tu ești în spațiu și n-ai semnal, practic? Nu... Prin semne, bursucule. Prin semne? Da. Păi uite, hai să-ți dau un exemplu, să vedem cum, ca să ne prindem, știi, să avem un limbaj. Uite, vrei să mă anunți? Bursucule, în spațiu e vid. Vreau să... E suficient. Cred că a vrut să-ți iasă ciuciu, dar prima oară greșise-i degetele, nu era. Lasă, nu insista! Vid, adică ciuciu. Da, nu, până la... Vrei să mai comunicăm ceva? Nu, mai e suficient că m-a luat inima. Mai zi o dată, când am văzut că nu-ți nimerești degetele, mi-am imaginat ce ciuciu mi-arăți. Asta. Mai spune-mi o dată, te rog, domeniu, că... Ia uite, bă, ce m-au luat transpirațiile și nebun. Vrei să spun prin semne? Nu! Zi pe gură, nu! Ce rost are, că am tot semnalul din lume, zi! Domeniul este studii. Studii. George, Mădălina. Ciuciu studiana. Vor apărea litere aleatoriu doar pentru voi doi, George și Mădălina. V-ați prins, apăsați butonul, 800 de puncte am în joc. Atenție, start! Studii! Hai să vedem cine a fost la studii. Ce, mai ales că Mădălina este anul întâi, masterandă zi. Apeși sau n-apeși? Nu uita de buton. George e pregătit, concentrat. Mădălina e concentrată. Publicul nostru este concentrat. Toată lumea și-a dat seama. Doar voi doi nu v-ați dat seama. Nu este nimic. Stop! Foarte bine, doar că a apăsat George primul. Știi că în momentul în care ți-ai luat elan, el a făcut doar atâta, țac. Când te-a văzut că ai făcut șopitul, ai făcut piruetă, dar eu apăs pe butonul acesta, tânzior. George, pentru 800 de puncte, zi. Facultatea de robotică. Adevărul că era greu al meu. Complicat. Era... Este! George, ai 800 de puncte, tu începi runda a doua, iată puzzle-ul. Avem și un domeniu, Ana, te rog. Domeniul este energie. Energie, hai, George, cu energie, dă-i! Știi că fără tine viața este pustiu. Dacă n-ai iubire, nu prea ai nimic, da. Și avem 500 de puncte pentru începutul rundei a doua. Consoană. B de la Bogdan. Este odată, hai! Și iar dansăm, 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 dansăm ca să uităm. Power play! I feel good. I know that I would now. So good, so good, I got it.
George, avem un minut de imunitate. Timp de un minut dai doar tu de roată. Nu te curcă nimeni, dacă vrei, trimit acasă. Trimit să beau o cafea, să timp de un minut, bă, te răsfeți. În momentul în care roata se oprește în dreptul punctelor, da? Doar în dreptul punctelor, îmi dai o consoană. Că e corectă sau greșită, nu contează, merge mai departe, timp de un minut. Și dă-i, și dă-i, și dă-i, bă, flăcă-i, bă, pe coi! Zurgălei. În momentul în care ne apropiem de finalul minutului, eu te întreb, băi, Georgi, că știi cumva soluția? Tot să-mi spui că nu, că suntem la început, eu o să te cred. Dar dacă cumva te prinzi și îmi dai răspunsul corect, îți dau 3.000 de ron cash plus punctele acumulate, dar ce rost are să ne gândim la bani? Eu zic mai bine să adunăm puncte, da? Nu dai tare de roată, îți dau voie să dai puțin mai încet, să prindem cât mai multe consoane. George, 3, 2, 1, power play! Doar când se oprește în dreptul punctelor, îmi dai câte o consoană. Prima consoană. G de la găină. Dă-i pentru 800 de puncte, G de la găină. Mergem mai departe. Dă-i de roată, dă-i, 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 dă-i de roată, dă-i de roată, dă-i de roată. A cu roșu este acul tău, a cu roșu. A, da. Zi. N de la nucă. N de la nucă, dă-i de roată, hai, nu sta. N de la nucă și, 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 și zi. P de la piatră. P de la piatră, dă-i, nu sta. Mai avem 26 de secunde ale tale, foarte bine jucat până aici. Zi. L de la lămâie. Hai, L de la lămâie pentru 800 de puncte, mai avem 18 puncte. L de la lămâie nu este... Ia să vedem acum la 1000, ia zi! R de la rață! R de la rață, bine jucat! Haide, R de la rață! Foarte bine, R-ul ăla, excelent! Ultima consoană îmi trebuie! Ultima consoană nu mai este... Dai, 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 dai! Mai e o secundă, hai! Treacă de la mine dacă se oprește acolo, zi! C de la călăreț! C de la călăreț! Foarte bine jucat, George! C de la călăreț! George! Ești unul dintre puținii concurenți care au nimerit, cred că 90% dintre consoane, dacă nu 99%, cred că o singură consoană n-ai nimerit, L-ul. În rest, da. George, ai nimerit tot. Asta înseamnă că ai obținut 9.000 de puncte Power Play! E ceva! Că e altceva, sunt 9.000 de puncte. Da. Cu 9.000 de puncte ne iei toată vitrina în momentul ăsta. Energie este domeniul. Cumpărăm vocale sau dăm de rat? Cumpărăm vocal la E. S-a trezit și publicul dintr-o dată. Prietenii noștri, în momentul în care am spus 9.000 de puncte, au fost, bă, ești de bun! Bă, băiatul ia și frigider și aragaz și mașină să spună, bă, să ținem cu el! Să dea faliment! Ia zi, George, nu dai faliment! Băi, la noi aici toată lumea trebuie să plece cu toate premiile! Să fim pe plus! Bă, trebuie să luăm toată vitrina! Că noi dăm, nu luăm! Exact! Nu? Aplauze pentru George, vă rog! 8.500 de puncte! Consoană sau vocal? Vocala... Vocală, da? I. Bravo! Energie este domeniul. 8.000 de puncte. Dăm de roată. Wow, 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 wow. Mai e o consoană în joc? Dai un pic. Vă rog să vă ridicați cu toții. Și odată cu mine, o cruce mare. 1, 2, 3 și... Doamne ajută să nu dea faliment. La 8.000 îi vezi pe ăștia toți? Dacă ai dat faliment, te bate toată lumea. Uite-i cum stau, că ei au trăit multe aici. Ei știu. Deci ei sunt exact așa. George! Ce-i în mintea ta? Dă-i de rat. Fiți atenți, fiți atenți, fiți atenți, fiți atenți. Niciodată să nu spui, niciodată. Niciodată să nu spui, niciodată. Wow, 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 wow. Mai puteți să stați jos, că și voi ați transpirat ca mine. Mulțumesc! Da. Dar te comporți ca miliardari, așa. Ca la tifundiare, nu e... Deci noi ne agităm. Băi, lasă de asta, e o tură, rămânea cu el. Da. 8.000. Ca Elon Musk. Elon Musk. Ca cine, mă? Te gândești la... Ca Elon Musk. Mă gândeam, da, dar nu... Băi... Încă nu jos acolo.
Barnuschi, dar de unde știi tu, mă, de Elon Musk, mă? Îl cunosc. Trebuie să mă sune în curând. Tu te, mă, de aici! Hai, lasă-mă! Da, o să vezi! Dar de ce să te... Cine ai zis că ai prieten de ăștia milionar, mă, mă, prieteneam și cu tine. Nu stăteam să ne certăm toată ziua pe aici, dacă... Dați ieși și la cafea? O să ieșim pe acolo, pe unde ne ducem, în spațiu, pe orbită. E clar. Consoană, George. Consoana S de la soare. Păi să iasă soarele pe strada ta, că dacă nu e S... ...8400 de puncte, eu zic să dăm de roată. Cumpărăm o vocală. A, treaba ta, nu știi ce pierzi. Zi. Vocala O. Începe ușor, ușor să iasă. Da, pot să dau răspunsul. Mai jucăm și noi pe aici. Vă donați vouă toată suma. La spart. Ne-a omorât. Vrei să, să dăm după mașina? Adică e păcat aia dacă tot ne-am apucat. Hai să dăm rezultata finală. Aha. Ce bucurie. Să dăm răspuns. George, ești pregătit, da? E sigur? Da. 8400 de puncte pentru un răspuns corect, George. E sigur 100% că îmi dai soluția? Nu 99%. O singură dată, tare, clar și corect, pentru 8400 de puncte din runda a doua. George, răspunsul tău este... Orice e băgat în priză poate produce o surpriză. Orice e băgat în priză poate produce o surpriză, spui tu. Ia să vedem! Georgică, 8400 de puncte. Ai mașină? Am, dar vreau una mai nouă. Nu, dar să ai cu ce să card vitrina, da. Nu? E ok, nu? Hai să mergem, să luăm tot! Bravo! Doamnelor și domnilor, runda a doua câștigată de același George, 8400 de puncte. George, avem la treabă... Hai să nu ne prindă dimineața, zi! Aragaz? Un aragaz, studio Casa, 1200 de puncte! Boxă? O boxă, Samus, 700 de puncte! Laptop? Laptop, 2000 de puncte! Îți dau și aer condiționat de la mobil, că tot e acolo. Aer condiționat? Taurus, 2400 de puncte! Mașină de tocat. O mașină de tocat, Samus, 500 de puncte. Îți dau și expresor tot de la Samus, că uite-l aici, în fața ta. Da, și da? Expresor. 1500 de puncte. Mai am 100 de puncte pentru tine, dacă vrei să dau cana electrică. Cana electrică. E bună? Da. Bravo, George! Mergi la locul tău, fugi! Samus, cana electrică, iar noi... cu vitrina aproape goală, dar îi facem imediat... Îi facem plinul, cum se spune, nu? Chiar, apropo, ție trebuie benzină, motorină, să pleci în spațiu sau... cu ce te duci? Cu cherozeama. Doamnelor și domnilor, runda... a treia! Ne-a mai rămas prima... ceva și nouă. Pă, e vitrina plină, le-am pus înapoi, ce crezi? El ia, noi punem iar, el ia, perfect. Punem iar. Dar atenție, că dacă mai iei o dată, nu ți le mai dau, George. Primul puzzle de departajare a răspuns Iancu, în cel de-al doilea puzzle George. Mădălina, pentru tine e mult mai simplu. Ia uite puzzle-ul din runda a treia.
Ai văzut? Îți dăm și un domeniu. Ana, te rog. Domeniul este viciu. Viciu. Am mai trecut odată pe aici. Da. Mașină, zi. C. De la Cătălina. Hai să vedem. Cătălina, ești acasă? Este! Auzi? La voi ăștia, la master, da, se mai copiază? Adică, nu. Nu? Nu. Ai noroc. Și de ce? Uite, dacă tu ai sta așa, să zicem, ia, fă-te că scrii. Și Culița ar fi colegul tău? A, bun, bun. Deci, că văd altceva, știi. N-ar avea nevoie de nici măcar de scaunel, copiază ăsta cu grupa mare. Nu, îți dai seama, doar atâta ea. A, deci B. Te, bă, voiam să pun A. Hai, dă-i de rat. Mi-aduce aminte de liceu. Du-te, mă, baby. Du-te, mă, și am în brațe, baby. Du-te, mă, cum țin, îmi place. 300 de puncte, consoană. Consoana. Consoana este? L. Bun. Hai. Știi că eu te voi iubi. Mereu nu contează cât ar fi. Ei, greu. 800 de puncte, consoană. D. De la dragoste. De la dragoste. Dragostea mea. D. Yes? A luat-o. Yes, Mr. Elon Musk. I'm gata. In 2 hours we can decolate. Ciao. Ce decolate, mă? Adică decolăm. Decolate pentru mine înseamnă decolăm. A. Și vezi că e Elon Musk, nu mască. A, dar eu am tradus în română ca să înțelegeți cu cine vorbesc, să mă dau și eu mare. A, și aveți întâlnire? Da. Tu cu Elon Musk. Da, bine. Lasă telefonul și treci la tablă, că a dat D. Stai un pic, că mă sună iar. Nu, e mă. Yes, Mr. Musk! Oh, my God! Ce s-a întâmplat, mă? A avut un accident. Dar de ce ții, mă, mâna pe cuc? Ca să am semnal. A dat cu Tesla într-o oaie. Băi, Barnoschi, băi! Întoarce D-ul ăla, taci! Taci din gură. Întoarce D-ul. Taci din... Stai să-ți explic! Numai că mi-ai explicat destul! A dat cu... Știi tu, cu Tesla în oaie ai dat și tu. Băi, Barnoschi! Treci la locul tău, treci că nu mai prostii vorbești. A dat cu Tesla în oaie. Păi da, mă, bursu. Taci, te rog! Deci trecea o stână. Trecea stâna. Și-a nimerit o oaie cu Tesla lui. Nu era vreo oaie de-a lui Culiță, nu? Era stâna, cu totul, auzi. A? Nu, că ăsta nu mai are oi, dar miei! Slavă Domnului! E plin! Eu nu știu ce știi tu despre Culiță. Mădălina. Ia uite, ți-a venit cățelul. Ar mâncat niște brânză și el. O să plec eu în cosmos, măcar să rămân liniștit. Mădălina, dă-i de rată, că m-a început să mă iau durere pe partea asta aici. De unde vii? Știi despre ce e vorba?
Da. Un minut, tai durată, se oprește în dreptul punctului, dar îmi spui o consoană, de ai văzut la George. Da. Merkel îi dă puncte. Atenție, 3, 2, 1, Mădălina, power play! Hai să vedem. Ai deja o consoană pregătită în minte, da? Pentru 1500 de puncte, cele mai multe puncte de pe rată. Nu de la niciodată. Nu! Excelentă alegere! Mergem mai departe. Dă-i de rată, dă-i de rată, dă-i de rată, dă-i de rată, dă-i de rată. Hai, 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 hai. Hai, foarte bine, a fost bine acolo. Următoarea consoană este B. B de la bursuc, dă-i pentru 300 de puncte. Mergem mai departe și avem încă 30 de secunde. Dă-i de rată! Ah! Mai avem 24 de secunde. Consoana ta este M de la Mădălina. Pentru 500 de puncte, M de la Mădălina. Foarte bine jucat până aici. M în schimb nu este, dar e bine. Hai, dă-i de rată, dă-i de rată. Mai avem 12 secunde. Suntem foarte bine. Cred că trebuie să dăm de rată. Da, dă-i, 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 dă-i. Mai ai o consoană pregătită? Da. Mai dă-i o dată. Hai, ultima oară, ultima oară. Zi. T. T de la tractor. Tractor? Ai nimerit T-ul ăsta pe 800, ai nimerit... Ce ai nimerit? N-ul ăla pe 1500. Nimerit... Lasă că ducem roboții la remat. Aul. Și mai facem niște bani. Aul. O să rămână vid în vitrină, Ciuciu. Nu e. Nu e, ei nu e rău. Mie de la fica de aici, m-a luat pe dreapta sus. Vine și inima un pic, știi de ce? Pentru că ai acumulat 10.700 de puncte power play! Pauza de publicitate, te-ai dus să mănânci ceva din ce mânca George? Da. Se vede. Asta. Ia uite, vă. Căcărizian a fost afară? Da. E clar, au călcat în ceva ăștia mici. 10.700. A lăsat niște asteroizi. A lăsat, dar i-a lăsat pe aia proști, plin de noroc. 10.700 de puncte, Mădălina. O treime din acest autoturism. Uite. Ce facem? Cumpăr o vocală. Nu! Te rog, nu-mi spune asta. Vreau să dăm de roată. Cumpăr o vocală. Nu, te rog! Poate cine știe. Zi. A. De la Ana. Da, poate nu e. Știi că vrea să plece și Ana, poate pleacă și vocala. A. Zece mii 200 de puncte. Oh, și nu pot să mă mai uit. Când arată ecranul ăsta cu 5 cifre... Te doare piulița, bursucule? Adică sufletul. Da, mă doare... Și pe mine. De asta mi-era frică. Dar eu plec, măcar eu plec. Cumpăr o vocală. Vocala este I. Nici nu vreau să mă uit. Viciu este domeniul. Viciu ne-ai lăsat fără ser. Viciu. Asta. Cumpăr o vocală. Zi. Vocala este E. Culiță, Iancu, voi stați liniștiți că nu e, că doamna Ștefana n-are treabă. Nu, mai rămâne 99 ceva. N-are, nu e, că mai e doar o rundă, nu e ca și cum a trecut. Îi dăm seara de la noi dacă nu mai rămâne nimic. Nu vă bateți capul, băieți, nu e. Doamna Ștefana, stați liniștită că e totul sub control. Mădălina, 9200 de puncte. Și ai tot timpul la dispoziție să ne spui ce faci.
Adică... Cumpăr o vocală. Asta. Zi. O. Nu e că acolo ultimul, penultimul cuvânt e greu. Nu, foarte. Nu iese acolo. Și nici ăla acolo. Zi, ce facem? Cumpăr o vocală. Cumpăr-le pe toate, tată. Zi. Vocala este U. Și nu e acolo. Nu ne ajută deloc. Eu zic să mai dăm de rat. Mai cumpăr o vocală. Ah, mă, că avem 8200. Hai, zi. Noi n-am, suntem pe zero noi. Degeaba te uiți la noi. Este un pagub. Vocala este A. Și a apărut acolo unde nici nu te gândeai, probabil. Da. Ca să te încurce și mai tare. Exact. Mai cumpăr o vocală. Vocala I. Din I sau I din A? Din I. Ba da. Mai am o singură vocală, dacă vrei ți-o dau și pe aia. Hmm? Hai că nu mai e nimic de pierdut, ia-o și pe aia și gata, da, vedem. Da, o iau. Bravo. I din A. Asta a fost. Oricum, te îmbărți printre noi, 6700 de puncte, ești mai aici, pe pământ. Dau de roată. Păi nici mai ai ce să faci altceva, doar soluție sau roată. Hai, ai grijă fără faliment. G de la găină. E, și ne-am prins! Și ne-am prins în sfârșit. O să dau și răspunsul. Bă, eu zic să mai dai de roata acum, că e păcat de ea, mai adunăm puncte. Dau răspunsul. 7300 plus o treime din acest autoturism. Eu zic că dacă dăm după mașină, uite acolo, sau mai adunăm niște puncte, putem ajunge la 10.000, știi, toate consoanele care lipsesc. Eu zic la fel. Mă opresc aici și o să dau răspunsul. Mădălina, o singură dată, tare, clar și corect, răspunsul tău din runda a treia este... Când ai robot angajat, știi că nu-l găsești beat. Când ai robot angajat, știi că nu îl găsești beat. Uite tu! După ce George ia tot ce se poate din vitrină, Mădălina, abia le-am pus la loc, știi, produsele le-am pus să fie frumos, mergi tu, 7800 de puncte și o treime din acest autoturism, bravo! Runda a treia câștigată de Mădălina, 7800 de puncte și o treime din acest autoturism. Te pasi în ultima rundă cu domnul George, care a două plăcuțe și îndă soluția, a plecat cu mașina. Până atunci, zi. Aș dori un televizor. Ăsta de aici, 2000 de puncte. Ia uite-l ce frumos e. Mare și frumos pentru tine. Să ne vezi pe noi. Cuptorul cu microunde de sus. Albatros, 500 de puncte. Expresorul de cafea. Ăsta de la Samus, de 600? Da. Bravo, gata, l-am luat și pe ăsta. Vrei să te mai ajut să-ți mai dau da, o idee? Da, da, vrei? Da. Uite, am, de exemplu, eu îți spun ce mai am pe aici. Am fier de călcat, am aspirator, am... Aspirator? Da. Aspirator? Aspirator, da. Bravo, de la Studio Casa, 650 de puncte. Că ți-am spus de fier de călcat, dacă nu vei poți să-ți dau o stație de călcat. O stație de călcat. Merge? Bravo, de la Albatros, 700 de puncte.
Așa, să-ți faci o aică televizor ai. Da, dar vreau să-l înlocuiesc. Bravo, păi atunci îți dau un aragaz ăsta, vrei? La 1200 de puncte? Da. Bravo, și îți dau și hotă, tot de la studio, ca să fie pachet complet. Da. 600 de puncte? Ce să-ți mai dau? Ești bucătăreasă așa acasă? Bă, da. Blender? Ai? N-ai. E bravo. Binevenit. Ăsta este. Tot de la studio casa, l-am luat și pe ăsta de 200, bravo! Altceva? Doar de bucătărie, nu știu, de îngrijire, nu vrei nimic de pentru tine, pentru fete. Ha? Ondulatorul de acolo? Nu știu, vrei? Trusa? Da, da, trusa. Trusa de la Taurus, 250 de puncte! Îți mai dau ceva de acolo? În dreapta, în stânga. Ha? Mașină de tuns, vrei, de la Taurus? Da. Bravo, ia și mașina de tuns, 200 de puncte! Dar pe la Taurus de aici mai vrei ceva? Uite-te bine la ele, zi ce vrei. Și caloriferul. Da, îți dau 450 de puncte, poate că m-ai lăsat cu lață. Te dau eu, nu-i. Hai! Aspiratorul. Gata, l-am luat pe ăla mai devreme, stai liniște, okay, okay. Mai dau alt aspirator acum, ne mai întoarcem pe aici. Mai ai vreo 450 de puncte de la Albatros, ce să-ți mai dau? Îți dau robot de bucătărie, mixer, vrei ceva? Da, dau robot. Amândouă. Robot de bucătărie, 300 și mixer, 150 de puncte. Astea sunt punctele, Mădălina. Mulțumesc. Uita locul tău. Iar noi, doamnele și domnilor, mergem mai departe în runda a patra. David, mă auzi? Da. Am ajuns în runda a patra. Culiță, Iancu. David, da. Acum să ne ții pumnii, da? Acum. Pe ultima turnantă, ca maricica puică. Vine ăștia doi. Dar stai liniștit, că nu-i problemă. Vă doresc succes. Mulțumim, David. George, Iancu, Culiță, Mădălina, runda a patra, puzzle de departajare. Avem și un domeniu, Ana, te rog. Domeniul este baterie. Baterie. Litere aleatoriu, când vă prindeți, apăsați butonul start. Baterie. Baterie, baterie. George, Culiță, Iancu, Mădălina, baterie. Stop! Zi, Iancule. Acumulator electronic. Cum? Acumulator electronic. Acumulator electronic. Electric, scuze. Electric. Acumulator electronic. Așa. Ai spus electronic. Sunt prea multe. Electric. Electric, electronic, acum nu face manevre. Nu face manevre. E, ai, că electric, electronic, tot George, acolo ești. George, Mădălina, continuăm cu voi doi. Culiță și Iancu sunt blocați. Start! M-am grăbit prea mult. Stop! Zi, George. Acumulator electric. Bun. Acumulator bun. Electric. Mamă, bun, 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 ăla e. Hai să... Fuie! Yes, hey! Tu ai o plăcuță, George are o plăcuță, runda a patra am o plăcuță pe roata, asta înseamnă că mai trebuie o plăcuță. Gabi! Aplauze pentru Gabi! Așa, Găbiță, să câștige oamenii ăștia mașina. Ia uite, două plăcuțe pe roată. Unde, mă? Unde? Mai mică aici, să vă pun să aveți o șansă. Așa, bravo. Să vedem dacă o să câștigați mașinuța. George, tu începi runda a patra, iată puzzle-ul. Domeniul este... Domeniul este cuminte! Hai! N-am mai fost, mă, o dată cuminte. Păi da, mai e încă o dată. Ui, ești foarte cuminte emisiunea asta, mă, n-am văzut așa ceva. Dă-i! Și... Mă iubește femeile și e moar de dubii bine. Că zic, m-am enervat, da. Consoană. Că de la curățenie. Este. Poate să-l joasă undeva. Las că-l salvez aici în public. Pune-l aici, te rog. Mersi. Ia uite, l-au luat căldurile, băi, am cu de nervi. Căldurile, că nu mai mi-e strâng. Acumulator electronic ăla l-a nenorocit. Dă-i de rată. Hai, George. Mă-ntorc la tine iar și iar.
800 de puncte, Consoană. M de la M de la mașină. Auzi, Ana? Stai așa. Stai așa. Auzi, da, dacă tu pleci, mie cine mi-ntoarce literele? Stai așa, nu te las eu nerezolvat. A? Ce-i asta, mă? Robotul? Vezi, mă, că merg două mașinuțe în același timp. Robotul care întoarce litere. Ei, vezi că... Mai am un pic de lucru la el, dar merge. Vezi că merge cea din spate. Vezi că merge cealaltă din spate. Nu că merge și asta. Hai, mă, nu mă face de râs. Aproape perfect, bursucule. Du-te și întoarce litera aia. Capul meu. Dă-i de rată, George. Într-un glas amândoi să cântăm chitara mea. Hai cântați toți cu noi, ce frumoasă-i dragostea. Nu te agita, n-are rost. Să nu te... Madalina, hai, după mașină. Rău mă dor ochii mă tot. De puncte, ia zi. B. B de la bursuc. Este, hai. Amintirile mă chinuiesc, amintirile mă răsmolesc. Nu mai rețin. 500 de puncte. D. D de la dragoste. Da. Iancu. No. Dă-i de rată. Ai văzut că am hai, reușit? Hai, Iancule, să mai câștigăm și noi ceva. Ce ai reușit, mă? Am reușit! Ce să rău, nu vezi am murit la datorie, dar am întors litera. S-a băgat într-o oaie, a căzut. Hai! Hai să fie! Cașca mea nu mă teri să stea liniștită. Ai și tu, dacă simți așa, vino-n cașca mea. 200 de puncte, Consoană. Nu că e power play, e iluzie. Ai, e, da, nu-mi văd eu bine. Așa. R de la culiță. R. Arras. La râu rățuși care mânică. Bun. Bun. Hai. E ziua în care n-am să fiu doar un arcare. Bun. 500 de puncte. Te jos, să nu le repeți. Da. Zic un... un P. P de la... păduche. Barnoaschi! Îmi spargi urechile! Ce faci, mă? Vreau să zici... De unde știi că nu vrei este? Să-ți iei zborul? De unde știi că nu este? Nu știu să zic. Dacă e râd, trebuie și P. A, zic eu. A descoperit. Bă! Hey! Cu aia, ce faci, mă? Eee, asta îl înlocuiește pe domnul de la pază. Nu este pe... Cum, mă? Îl înlocuiește pe domnul de la pază. Dă, mă, cum să zice, bă. Tu vede pe care va ca aparcat aiurea la platou? Japamendă. Ai intrat fără să-ți iei temperatura? Japamendă. Auzi, dar tu ai luat vreo amendă până acum? Normal, am depășit limita de frumusețe din platoul acesta și mi-au dat și mie o amendă. Aplauze pentru Ana Maria Barna. Da, vezi că o să-ți mai iei o amendă, ci că i-auzi. Pentru modestie. Bun, P ați spus, nu există P, dar mergem la George. Care dă de roată. Am bani de dat, am dat ori lăsat, am bani. Da, da, da. 500 de puncte. Zi, George. T de la taur. Și-am dat. Oh, eroina. Oh, oh, eroina. Oh, eroina mea. Mergem la Madalina. Hai că s-ar putea să întoarcă roata la voi. Hai.
mașină! Zi! Nu! Fii atentă că exact asta de-am pus-o eu și nici mai pot să o scot acum. Gabi! Scoate-o pe aia la altă. Adu repede ceva. Aha. Doamne șoror, aplauze pentru Gabi și pentru Mădălina, două plăcuțe din acest autoturism. Mădălina, vrei așa să-ți facă poze? Stai așa și uite-te la cameră. Ține-le, că sunt ale tale. Și uite-te la cameră, uite acolo. Așa, și să te vezi la televizor ce frumoasă erai. Dar îți dai seama cu trei cum o să fii? Doamne ajută! Hai, lasă-le ei să începă. Uite, uite cea de-a treia plăcuță acolo. Hai! Dar unde dragoste nu e, nimic nu e, soare nu. ...800 de puncte, consoană. S. Acum ești. Culiță, dă-i de rată, ia hai! 800 de puncte! Aoleu! Iar erați dat faliment. 500 de puncte. E bine decât deloc. Da. Deci, uite-te în ecranul de jos, vezi ce consoane s-au folosit până acum? Cu minte este domeniul. Iar consoana ta din runda a patra este? Este L de la labă de urs. Bun, bun. E bine că a precizat. De urs. Păi, avem mâinile mari amândoi de da. Hai, dă-i de rată. Hai să vedem. Cine m-a făcut om mare? M-a întrebat ce mi se pare. Eh. 800 de puncte, consoană. Tot consoană. Hai să punem un G de la Geta să ne poarte noroc, sperăm. Hai, Geta! Bun! Wow! Acum puteți cumpăra o vocală, 2100 de puncte, ne mai ajutăm. Eu cred că știu. Da, și eu știu, ba. Te-ai prins, nu? Știu soluția. Ce credeți? O singură dată, tare, clar și corect, Culiță Iancu pentru 2600 de puncte. Robotul nu are gură, nu mănâncă, nu înjură. Corect. Pentru că este cu minte, nu dacă asta este da. Domeniul. Robotul nu are gură. Nu mănâncă, nu înjură. Nu mănâncă. Nici nu, nu dă la geamandură. Doamna Ștefana, David, mă auziți? Da, da. Doamna Ștefana, la microfon. Mai spuneți-mi odată ce ați spus că vă doriți la începutul emisiunii? Frigider și aragaz. Frigider și aragaz. Asta ar însemna, la un calcul simplu, 3500 de puncte și noi avem 2600. Lăsați că deci mai avem nevoie de 900 de puncte.
Îmi dai niște puncte împrumut? Doamna Ștefana, da? David. Da, răspunde mama. Vă mai dau 900 de puncte și luăm așa. Un frigider Albatros, 2000 de puncte. Și un aragaz de la Samus, 1500. Să le stăpâniți cu plăcere, doamna Ștefana! Și uite așa, am terminat și runda a patra. Doamna Ștefana, David, sunteți fericiți? Da. Iar noi mergem în runda bonus. Iar clasamentul de astăzi arată așa. Pe locul 3 cu 2600 de puncte. Aplauze pentru Culiță și Iacu. Pe locul 2 cu 7800 de puncte. Aplauze pentru Mădălina. Iar pe primul loc cu 10600 de puncte. Aplauze pentru George și cu el mergem la roata mică! George, lucrurile sunt atât de simple aici. Pui mâna pe roata mică, o învârți în sensul acesta. Când se oprește în dreptul unui plic, ăla este premiul pe care îl poți câștiga și... unde pleci? Că nu e ca și cum ai câștigat. Pentru a câștiga acest premiu, trebuie să fii atent la Ana. Avem un puzzle pentru runda bonus. El arată așa. Îți voi da și un domeniu. Domeniul este vehicul. Îți vom da cele mai uzuale consoanele limbii române, N, R, T, S, C și vocala E. Să vedem dacă le regăsim în puzzle. Iar tu acum ai dreptul să ne mai dai încă 3 consoane și o vocală, în afară de cele pe care ți le-am dat. M de la Marius. Bun. B de la Balon. Bun. C. A fost. C. N, R, T, S, C. Au fost. M, B, L și vocala? A. A. Să vedem dacă le regăsim. George, autovehicul este domeniul 10 secunde start. Vehicul. Navetă spațială. Cum? Vehicul. Vehicul. Navetă, cum ai zis? Navetă spațială. Navetă spațială. George, astăzi, în runda bonus, ai câștigat 1 televizor! Și pentru că niciun copil nu trebuie să plece trist de la noi, Ana Maria Barnoschi, n-ai făcut asta niciodată, treci în locul ăsta de aici. David, totul ține de norocul Anei. O singură dată, tare și... Ca să înțelegeți cu cine lucrați, a dat fix în locul în care nu există plic. Da. Un singur plic am scos, aici a dat. Ana, mulțumim mult de tot. Ești, dă-i drumul în spate. Culiță, Iancu, feliți încă. Adus!
pe aproape. Și era sub bucătăie și tu. Iancu, era. O singură dată, tare, și... Da, Iancu, rupe-o, două. Aucu, rupe-o. Tare! Mulțumesc frumos, băieți, mergeți la locul vostru. David! Da. Mă vezi? Da. Am aici două plicuri. Unul tras de culiță, unul de Iancu. Mov sau albastru? Mergi pe mâna mea, David. Concentrează-te. Premiul ăsta va fi al tău fără să faci nimic din partea noastră. Ți-l alegi în schimb cu mâna ta. Mov sau albastru? Albastru. Bun. Bravo, David, te pup. Ăsta, da? Da. David. Da. În această seară, la roata norocului, ai câștigat din partea noastră, din partea echipei. David. Da. Ești un tip norocos. Știi de ce? Nu. Pentru că în această seară pleci acasă cu un laptop! Felicitări, David, să-ți dăpune sănătos! Mulțumim! Este exact ce mi-am dorit. Mă bucur din suflet, David, vezi cineva acolo sus, te iubește! George, Iancu, Culiță, Mădălina, mulțumim mult de tot! Doamna Ștefana, David, mulțumim! Hotplay, Iulia Dumitrache, Ana Maria Barnoschi! Și bineînțeles, Bursucu! Până săptămâna viitoare ne vedem pe Instagram, Mr. Bursucu! Amă Barnoschi! Hotplay și Iulia Dumitrache, Iancu, Culiță sunt acolo pe Instagram! Să aveți o săptămână frumoasă, să ne vedem sănătoși și nu uitați! Până săptămâna viitoare, că norocul vi-l faceți cu mâna dumneavoastră! La revedere!